întregul sistem. Așa e și în societatea umană. Nu toată lumea. Serviciile de asta trebuie să fie. Ele sunt secrete chiar dacă dintr-o așa o numită îngăduință zic că sunt discrete, că n-a stabilit nimeni reperul între secret și discret. Dar nu s-a făcut distinția aproape niciodată. Adică la întrebarea care este deosebirea între discreția dumneavoastră sau secretul care vă învăluie, nu cred că poate răspunde cineva satisfăcător. Uneori discreția ascunde mai multe secrete decât însuși secretul. Secretul este configurat precis. De aici până aici e secret. Păi când discreția n-are limite. Da, e vagă, ambiguă, e ca o ceață. În ceață se pot ascunde multe lucruri, mai multe decât în întuneric. Păi tocmai într-o discreție pot intra o sumedenie de secrete, forme secrete. Dar nu le mai băgând de seamă, că le-am învăluit, cum am spus, așa, într-o halou nepenetrabil, care se cheamă discreție. Și sună frumos, a, e discret, bine că nu contează. Dar n-a trecut nimeni dincolo. Pe de altă parte, sunt foarte mulți înțelepți care au spus, domnilor, toți avem acces la forțe și la secretele din jurul nostru. Contează foarte mult cum le utilizăm. Pentru că, nu știu, să stăpânești fulgerele și tunetele, poate fi minunat dacă ești un înțelept și un om bun. Poți aduce lumina acolo unde e întuneric, poți aduce curent, electricitate acolo unde este nevoie. Dar dacă ești un despot și un tiran, poți să transformi asta în arme. Și atunci probabil că multe dintre societățile secrete se păstrează așa ca inițierile sau adevărurile care ajung ei prin cunoaștere să nu fie o armă cu două tăișuri, să fie cât se poate cu un singur tăiș și ăla să taie rău și nu binele. Un bisturiu poate opera foarte bine și salva un pacient, dar un bisturiu în mâna unui criminal în serie poate omorâ atâția oameni. O societate discretă sau secretă, deci o structură de felul acesta, operează în cele două paliere, bine și rău. Binele și rău, gândindu-l, nu binele acolo, răul acolo, vine unul șmecher, fură rău, fuge și toată lumea e fericită. E ca la bateria de la mașină. Polul negativ și polul pozitiv. Și ele nu sunt ireconciliabile, adică binele și rău. Răul poate fi un revelator al binelui. Nu sunt antagonice, sunt complementare. De asta dau exemplu de bateria mașinii. Dacă noi am zice, nu îmi place polul negativ, folosesc numai polul pozitiv. Nu merge bateria. Și reciproca e la fel de valabil. Deci funcționează sistemul întreg între cele două forțe, cei doi poli. Gânditorii de la nivelul acesta, tocmai asta fac. Ei sunt undeva la jumătate și operează cu cei doi poli. Dacă lăsăm pe mâna vulgului, atunci ăsta fuge câte un pol sau către altul. Și dezechilibrează sistemul. Pe de altă parte, s-a spus că a fost nevoie de societăți oculte sau societăți secrete sau discrete sau cum vrem noi să le numim, pentru că, la un moment dat, și istoria ne arată fără putința de a tăgădui lucrul acesta, sistemele de conducere ale țărilor, aproape în toată lumea, au fost de cele mai multe ori dictatoriale, intolerante. Dacă vorbim doar de perioada Inchiziției, sunt 1000 și ceva de ani, dacă vorbim de monarhismul absolut, în care monarhii erau semizei, puteau decide oricând și orice, fără să se poată opune nimănui, nimeni forței imense pe care o aveau. Și în Orient, și în Occident au existat perioade foarte tumultoase în care sistemul care se afla la conducere beneficia de tot, iar ceilalți beneficiau doar de îngăduința lor și atât. Da, numai că perspectiva aceasta privită, aia beneficiau de tot și ea mai de nimic, nu e tocmai conformă cu realitatea obiectuală din momentul respectiv. Și atunci s-au organizat aceste frății oculte care s-au creat ca o forță să contrabalanceze cumva unidirecționalitatea pe care sistemele dictatoriale sau despotice le aveau. De asta se spune că, uite, de exemplu, francmasoneria a lucrat operativ chiar în magle revoluții care au schimbat un sistem. Sistemul imperial, dacă vreți, imperiile au început să dispară odată cu revoluțiile la originea cărora se spune că s-ar fi aflat și mișcările masonice. Păi, Revoluția franceză e cel mai locvent exemplu. Sistemele oculte, ele guvernează, de fapt, lumea. Ele și polarizează către o direcție sau către alta, un conducător sau altul îl scot. Sigur că apar dezechilibre, pentru că oamenii au și
partea lor de personalitate, de voință și să mai repet. Dar până la urmă se reglează sistemul. Vreau să vă răspundeți la o întrebare pe care eu nu o înțeleg. Dacă, să zicem că există un consiliu al înțelepților, sau să spunem că planeta asta beneficiază de consilierea unor minți luminate, unor maestri spirituali, care au ajuns la un nivel de elevare spirituală atât de înalt încât înțeleg ansamblul în care trăi. De ce există totuși țări în lumea a treia unde se mai moare de foame? Atâta timp cât există țări unde există o risipă de produse, un exces de consum. De ce aceste minți luminate nu reușesc să găsească o posibilitate de a balansa și pentru frații noștri care sunt în Africa și care n-au ce mânca și care mor fără medicamente și mor măcelăriți de alții consăteni sau cotribali de-ai lor pentru un pumn de orez sau pentru un pumn de fasole? De ce? Sigur, privită situația din prisma unui patetism emoțional, așa pare. Nu uităm că Africa totuși este leagănul omenirii, de acolo pleacă. Totul este ciclic, se trece într-o cicloidă. Acum, Africa este într-o situație de decădere din punct de vedere și cultural și spiritual. Popoarele care au unde beneficiază de abundență sunt pe o treaptă superioară de evoluție, în primul rând, culturală și spirituală. Un popor care decade cultural și pe urmă spiritual, pierde și material. Este adevărat, dar există școala. Toți elevii din clasa 1 sunt mult mai puțin pregătiți din punct de vedere cerebral decât elevii de clasa 12. Dar dacă există elevi în clasa 12, cum ar fi Statele Unite, cum ar fi țările foarte puternic industrializate, care au de unde să dea, de ce nu le întind o mână de ajutor pentru formarea lor? De ce nu învață și pe ei să repescuiască? Cum Iisus Hristos nu le-a dat pește apostolilor, le-a dat undița, i-a învățat să pescuiască, sigur, metaforic, simbolic, oameni, de ce noi, cei care, să zicem, conducem mai bine astăzi și din punct de vedere spiritual și material, nu încercăm să-i ajutăm și pe cei năpăstuiți să ajungă sau să reajungă la acea valoare umană pe care au pierdut-o? Nu asta este idealul fraternității? Da, numai că ei nu sunt capabili să perceapă această mână întinsă. A învățat să pescuiască. Noi avem un proverb la România, l-a scris un scritor, isteți așa, ăla cu pozmagii. Și a zis, întreabă, da, să muiați? Păi nu să muiați. Mânați mai departe. Așa se întâmplă și cu ăștia. Cunosc acum un caz, un cetățean român undeva în Spania își dă foc și moare până la urmă. S-a dus cineva când era acolo imediat și a oferit ajutor și bani și l-a gonit. A zis, nu vreau. Pentru că pe el îl interesa mai mult orgoliul lui și spectacolul pe care îl făcea. Și l-a plătit cu viața. Este foarte adevărat, o să luăm prima pauză puștiară, după care tot nu m-a lămurit atunci, bun, poate că da. E așa cu Africa, dar cu țările arabe, oameni care trăiesc cu toții pe niște zăcăminte de resurse planetare, care i-ar fi putut măcar și pe ei face să trăiască decent. Și ei totuși nu trăiesc decent. Trăiesc și aici câțiva, câteva familii o duc foarte bine, masa, poporul e îndobitocit, ținut în ignoranță, fanatizat de grupări islamiste extremiste, mor în sărăcie, mor eroic, așa zis, pentru că se sinucid în tot felul de manifestări dintre acestea extreme, dar au toate posibilitățile să trăiască la fel de decent ca și noi, că au resursele la ei acasă. Și totuși nu se întâmplă lucrul ăsta. După publicitate o să vedem de ce. Imediat. Deschide. Ți-ai adus aminte că ne-am cunoscut. E ciudat să te gândești acum la pensie. Lasă-ne pe noi să facem asta. E mai simplu pentru tine. BRD Fond de Pensii. Alege azi pentru mâine.
Valuri fine de brânză cremoasă din lapte gustos și hrănitor. E noua brânză topită Appetito Super Cremo. Încearcă și tu, și tu, și tu Appetito, delicios de cremoasă. A ieșit foarte bine. Deși nu o puteți proba acum, vă garantez, vă vine perfect. Și ziceți că nu se îngălbenește în timp? Absolut. Wow. E ciudat să te gândești acum la pensie. Lasă-ne pe noi să facem asta. E mai simplu pentru tine. BRD Fond de Pensii. Alege azi pentru mâine. Cele mai îndrăgite fructe scăldate în razele soarelui îți zâmbesc în fiecare dimineață. Capi, bună dimineața! Sper că nu l-au dat, trebuie să fie al meu. Uite, arată super, nu? Și o să-mi pună și silueta în valoare. Ce tare ești că ți l-ai luat! E ciudat să te gândești acum la pensie. Lasă-ne pe noi să facem asta. E mai simplu pentru tine. BRD Fond de Pensii. Alege azi pentru mâine. Singur, atât de singur, singure pe care nu mai pot. M-a sunat. Din greșeală, nu? Nu e greșeală! În premieră, Cosmote lansează extra opțiunea cu minute naționale incluse. Ai lunar 10 minute naționale plus 300 de minute și 300 de SMS-uri în rețeaua Cosmote cu numai 5 euro pe lună plus 100 de minute în rețea cadou. Cosmote, alături de tine! Raiffeisen Bank. Reușim împreună! Acum în premieră, Cosmote îți aduce cartela cu cel mai mic preț, 2 euro, preț unic în România. Cosmote, alături de tine! De televizor. Hello little boys, little toys, with the dreams you believe in, crawling up the walls, running down your face. Now hold on to me, pretty baby. Hello, Moto. Nu spre fixativ Nivea pentru fixare extra puternică are un dispozitiv unic de pulverizare și îți menține coafura perfectă pentru mult timp, chiar și atunci când o supui celor mai grele încercări. Iar formula cu vitamina B3 îți îngrijește părul fără a-l încărca. Nu spre fixativ Nivea. Arată bine, se simte bine. Revenim așadar cu întrebarea aceasta de cu ce drept decid niște forțe sau niște societăți în umbra acțiunilor lor cine poate fi bogat și cine trebuie să rămână sărac. Mă gândeam la exemplul țărilor arabe care au petrol și care nu beneficiază de o conducere luminată și de pentru ca poporul să se poată bucura de resursele țărilor lor. Aici nu este vorba de un determinism generat de conducători. Conducătorii respectivi sunt
generați și crescuți, au încolțit și s-au dezvoltat din substanța aia de acolo de unde cresc ei. Hai să comparăm un pic, zicem de țările arabe. Hai să ne gândim la Dubai, care și-aia au, numai că nivelul lor de înțelegere al conducătorilor este raportat la mentalul celor din jur. Acolo sunt o grămadă de facilități, gratuități ale cetățenilor. Telefon gratuit, școală gratuită, grămadă de treburi. Da, primesc mamele la naștere o sumă consistentă de bani, aproape 5.000 de dolari. Asta comparativ, să zicem, cu arabii. Cu Irakul, să spunem, care are resurse petroliere, sau cu Iranul, care și Iranul are resurse petroliere mari. Nu, dar presupunem așa, printr-o minune, așa gândim, că mâine luăm așa o zonă din Irak și zicem, toți locuitorii poftiți. Ei nici n-ar înțelege, a doua zi ar cheltui tot, ar face și, pe când cei din Dubai se implică până la un anumit nivel în locul lor, în țara lor. Și noi în România un exemplu la fel de trist, cu disponibilizarea minerilor care au primit 12-13 salarii compensatorii. Câți dintre ei au reușit cu suma aia de bani să facă ceva? Aproape toți, dacă nu chiar toți, au băut-o i-au băut într-o săptămână, în două săptămâni. Sigur. Și au făcut ceva. Dar nu e pădurată. S-a terminat și forma au început să alerge disperați. Pentru că tentația a fost foarte mare la nivelul lor de înțelegere. Ei nu se implică. Oamenii nu înțeleg. Dom'le, eu ca să capăt 100 de lei, trebuie să dau ceva în schimb. Altfel nu punem tiparnița să scoată sute, că dacă presupuni, la ora actuală, pe plan mondial, sunt atâția bani, bani. Dacă ar fi distribuiți la toți oamenii, în mod egal, ar reveni după un calcul cam vreo 6 milioane de dolari la fiecare cetățean. Ia imaginați-vă ce s-ar întâmpla dacă toți am avea 6 milioane. Într-o săptămână n-ar mai fi, a în roade și pietrele, că n-am produce nimic. Da, atunci, pe sistemul pe care, de logică pe care îl susțineți dumneavoastră și cu care sunt perfect de acord, pentru că nu are cusur, înseamnă că toți cei care, și nu fac o trimitere directă la Gigi Becali, deși mulți ar putea să creadă că e așa, toți cei care ne învață, FNI, Caritas, uneori Gigi Becali și tot felul de mecena între ghilimele, care ne învață că noi trebuie să sau putem primi ceva fără să oferim nimic în schimb, e o mare înșelătorie. Absolut. E o escrocherie, de fapt, sentimentală. Pentru că eu mă obișnuiesc să aștept, lasă dumne că mie îmi dă mie Gigi Becali, sau lasă dumne că am depus eu 100 de lei la FNI și o să iau un milion. Păi de unde se iau milionul ăla? Am făcut ceva să-l merit? Nu, trebuie să produc înlocui ceva. Ca să, în plus valoare, trebuie să creez compensația, ca să mai iau și a doua oară. Gigi Becali a și făcut treaba asta. A mai întotdeauna un experiment, a făcut un sat. L-a pus la dispoziție cu case. Și două săptămâni nu mai erau geamuri, nu mai erau uși, nu mai era nimic, dar oamenii nu stăteau acolo. Și mulți dintre oameni așteptau să vină cineva să le pună și mâncarea pe masă. Da. Dar ei ce au făcut? S-au dus, au furat toate geamurile și ușii, ce se putea fura, le-au vândut și au plecat. Deci experimentul n-a dus nicăieri. Avem un telefon din Germania și să nu o reținem foarte mult pe doamna la telefon. Distinsă doamnă, vreau să vă întreb, dumneavoastră ce credeți? E util ca în această lume să existe o elită de înțelepți care să nu se facă publici niciodată și care să echilibreze sau să reechilibreze balanța dacă ea se află într-un deficit? M-ați auzit? Da, bună seara, bună seara Oreste, bună seara distisului dumneavoastră invitat, pe bună care seara. Îl urmăresc în multe alte emisiuni și îl apreciez pentru, nu numai pentru cultura generală, ci și pentru modul dânsului înțelept de a pune problema. E o plăcere să-l ascultăm. Și legat de întrebarea dumneavoastră, dacă într-adevăr acele persoane ar fi și am avea certitudinea că sunt niște înțelepți cu adevărat, atunci poate că ar fi nevoie. Dar de unde știm că acele persoane într-adevăr am putea să ne bizuim cu adevărat pe înțelepciunea și pe gândirea? Pentru că vedem rezultatele. Sunt probabil societăți secrete sau oculte care nu vor altceva decât să domine prostimea sau vulgul sau mulțimile și se hrănesc din ignoranța lor. Și aici mă gândesc, uite, de exemplu, pentru că sunteți în Germania, dau exemplu lui Hitler și a neonazismului, sau a nazismului, și a neonazismului care și astăzi mai face în anumite orașe din Germania, din când în când mai dau un exemplu de forță brută.
Ce făcea Hitler, ce făcea și Stalin, ce a făcut și Ceaușescu? N-a făcut altceva decât să se hrănească din isteria unor mulțimi, unor mase cu creierele aproape spălate, care nu făceau altceva decât să asculte de conducător. Führerul ce reprezenta? Reprezenta un fel de învățător al poporului. Dacă spunea Führerul o treabă, era suficient, nu mai trebuia să gândească și mulțimea, trebuiau să acționeze. Din păcate, omul este foarte ușor de... Să nu pierdem ceva din vedere. La vremea respectivă, când Hitler a început să preia puterea, care era venitul pe cap de locuitor? Foarte mic. Și la sfârșit... Era foarte mare. Cât era? Era foarte mare. Uite că totuși... E un secret economic. Nimeni n-a putut să ne răspundă sau să răspundă la întrebarea economiștilor cum a reușit Hitler în 12 ani, 33-45, să aducă economia Germaniei să fie și astăzi una dintre cele mai puternice țări din Europa, din punct de vedere economic. Dacă ne uităm așa de jur împrejurul nostru în lumea largă, o să constatăm că societățile au evoluat material și financiar sub dictatură. Da. Spuneți, doamnă. Cred că așa, în câteva cuvinte, explicația ar fi că omul se depărtează tot mai mult de Dumnezeu și de ce ar trebui să facă, ceea ce spune Dumnezeu că ar trebui să facem. Dacă, de exemplu, una dintre simplele, atât de simplele și atât de complicatele legi, iubește-ți aproapele, așa cum te iubești pe tine însuți, sau ce ție nu-ți place, altuia nu face. Dacă această simplă teorie am aplicat. Dar de ce credeți dumneavoastră că ea nu poate fi aplicată de mai mulți oameni? De ce credeți că unii dintre oameni nu dau doi bani pe această sintagmă sau pe această înțelepciune? Cum vă explicați dumneavoastră asta? Cred că asta depinde de fiecare om în parte, cum vede fiecare lucrurile și de cât crede în Dumnezeu, de cât crede și în el însuși, fiecare om. În fond și la urma urmei e foarte ușor să îi ducem de nas pe mulți dintre noi. E foarte simplu. Unii sunt atât de creduli și atât de ușor de convins și de naivi încât le pui ceva sub nas și gata, au uitat de Dumnezeu sau cred că îl văd pe Dumnezeu. Da, să nu uităm, disință doamnă, un singur lucru. Secolul 20 pentru Europa de Est cel puțin a fost un secol lipsit de Dumnezeu, pentru că sistemul comunist ne-a învățat sau a învățat generațiile care s-au format și au crescut în acest sistem că nu există Dumnezeu. Și atunci e greu să-i ceri unui om care chiar s-a format în această doctrină materialistă, da, nu? Materialist dialecticul. Ce ne învăța? Ne învăța că religiile sunt opium pentru popor, nu așa spunea Lenin. Religia este opium pentru popor, că Dumnezeu este o închipuire care să e o scuză. Și că tot ceea ce face omul trebuie să facă cu mâna lui. Nu au reușit să mă afecteze. De ce? Pe dumneavoastră nu, dar au afectat câteva zeci sau chiar sute de milioane de oameni. Da, din păcate. Aș mai avea o întrebare, dacă se poate. Da, vă rog, spuneți. Sper să fiu tot în tema emisiunii. Aș dori, mai ales pe domnul profesor, să-l întreb... Ce ar trebui să se întâmple cu o persoană căreia îi se fac vrăji, după părerea Adului? Da. Nu e în tema emisiunii, dar probabil că o să primiți un răspuns, pentru că ne sunteți dragi, a sunat tocmai din Germania. Mulțumesc frumos! Să știți că de când faceți emisiunile, vă sun în fiecare seară și atât de mulți, cred că vă sună, că nu reușesc să vă prind. E prima dată când intru. Sper să nu fie și ultima. Mulțumim foarte mult! Sărătuna, doamnă! O vrajă este... o acțiune a unui câmp pe o frecvență morfică, a unui câmp pleacă dintr-o minte către o altă țintă și îi poate produce deranj începând cu câmpul energetic, intră în interior, dacă e și foarte puternic, asta înseamnă vraje, de fapt, în limbaj popular. Păi, așa cum a pornit acțiunea, tot așa poate fi și contracarată. Dacă astea sunt așa numitele de ochiuri, sunt tot felul de... Dacă persoana știe să-și facă un anumit scut energetic, știe și cum acționează asupra ei, este cam cum e un radar care caută, așa trimite un fascicol și dacă aparatul e salt. Dar trebuie să-și închide și ferestrele, pentru că
dacă e deschis omul respectiv. De exemplu, o vrajă foarte simplă, ne abatem de la subiect. Soțul adulterin, da? Se duce și are relații extraconjugale, își deschide chakra muladara, da? Pentru că acolo e o activitate intensă. Vrăjitoarea satului sau baba Mijea sau, nu știu, oricine, mama Omid. În momentul în care transmite această informație, pentru că ea află de la, de la biata soție disperată, păi de ce ai venit la mine? Că vreau să nu se soțul meu mășea, nu știu ce. Pac, pac. Și trimite o legătură exact acolo și omul rămâne aproape impotent. Dar dacă omul nu s-ar mai duce și n-ar mai activa în afara casei lui, și sau revine. Sau dacă și-ar face un scut energetic. Sau dacă scutul face... energetic înseamnă, în primul rând, discreție absolută, ca în secret absolut. Atunci n-are cine să-l atace, că nu știe unde. Dar așa le-a țintă fixă și știe și zona unde să-l atace. Corect. Revenim la ale noastre. O să luăm imediat telefonul din București. Vă mulțumesc foarte mult. Mi-ați adus o listă foarte utilă și poate spunem câteva vorbe despre câteva dintre sistemele oculte pe care le-ați enumerat aici. O să le spunem acum pe toate ca oamenii să vadă cam câte sunt și nu sunt toate. Sunt doar câteva foarte puține. Principale, posibil. Așa. Principale, da. Și o să vorbim un pic despre fiecare cu ce se ocupă, dar o să luăm imediat telefonul. Deci ar fi iluminații, o societate, francmasoneria, Săreția Sionului, Roza Crucienii, Cavalerii Templieri, Mesele Rotunde, Serviciile Secrete, Vaticanul, Legiunea Americană, Legiunea Franceză, Alfa Galates, Cercul de la Creisau, Mafia Cavalerii de la Malta, Majestic 12, Grupul Bilderberg, Clubul de la Roma, Frații Musulmani, Hamas, Al-Qaeda. Am spus doar câteva. Mai sunt aici în categoria serviciilor secrete, dar nu discutăm despre ele astăzi. Da, doamnă, vă ascultăm. Sărut mână. Cu ce vă putem fi de folos? Bună seara! Sărut una! Nu am fost atentă, de fapt nu am aflat tot subiectul dumneavoastră. Din întâmplare am deschis televizorul și am văzut că se vorbește despre societatea secretă, despre vrăjitorie și așa mai departe. Păi am o întrebare, uitați-mă, nu vreau să fiu nepoliticos, dar dacă nu ați urmărit emisiunea și n-ați fost atentă, cum de va veni să sunați? Asta nu înțeleg, mecanismul. Nu, deci de ceva vreme tot urmăresc, dar nu de la început. Deci nu de la început. Am înțeles. Da, de exemplu, tot am ascultat emisiunea dinainte să sune doamna din Germania și stau cu telefonul la ureche chiar dinainte să răspundă dumneai. Deci de ceva vreme vă ascult. Însă aș avea o mică nelămurire în legătură cu societatea secretă. Invitatul dumneavoastră, am înțeles că este un om înțelept și un profesor și doamna chiar l-a felicitat pentru aceasta și probabil că face parte sau susține societatea secretă. Dar cum ați tras concluzia asta? De unde ați tras-o? Că nu s-a adus în discuție. O anume societate, doamnă, sau mai multe susțin eu? Numai una, ele sunt multe. Probabil că mai multe, îmi cer scuze. Ideea e următoarea, că părerea mea despre societatea secretă este că, sau societățile secrete, este că ele nu funcționează pentru binele omenirii. Dar pe ce vă bazați? Întotdeauna o afirmație trebuie urmată de argumente. Vă rog. Numai puțin, lăsați-mă. Vă rog. Deci ele funcționează pentru a căpăta putere și mă bazez aici pe texte, foarte multe texte biblice, care vorbește despre sfârșitul veacului, sfârșitul lumii, practic. Și aici, de fapt, este vorba de o bătălie spirituală între... Puteți să ne dați câteva exemple de versete din Biblie la care faceți referire? De exemplu, am acum un verset în față, vis-a-vis de ce vorbea doamna de vrăjitorie și Nu vorbim astăzi despre vrăjitorie, o să vorbim. Deschidem această paranteză. Dumneavoastră aveați în titlul emisiunii și acest... Corect. Eram pentru partea a doua, dar dacă e perfect. Vă rog, vă ascultăm până la capăt. Spune. Undeva în Matei spune că căci se vor scula Hristoși mincinoși și proroși mincinoși, vor face semne mari și minuni, până acolo să înșele, dacă va fi cu putință, chiar pe cei aleși. Biblia nu spune că nu vor exista oameni care vor face minuni. Atenție, dar ce spune acolo? Că se vor trezi unii care vor spune despre ei că sunt Hristos. Sigur,
Nu, dar oamenii chiar vor crede și vor avea încredere în ei, pentru că pe bună dreptate ei vor face foarte multe semne. Corect. Vor atrage foarte multă lume.